Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python! Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce folosesc structura secvențială și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care calculează și afișează lungimea perimetrului unui triunghi dreptunghic cu un unghi de 30 de grade. Știind că de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv care reprezintă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic. De exemplu, dacă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic este 5, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 11,83012 și multe alte zecimale. Perimetrul triunghiului se calculează ca suma laturilor triunghiului dreptunghic cu un unghi de 30 de grade. Lungimea catetei opusă unghiului de 30 de grade din triunghiul dreptunghic este jumătate din lungimea ipotenuzei AB. Cealaltă catetă va fi calculată cu ajutorul teoremei lui Pitagora, aplicată în triunghiul dreptunghic pentru care se cunosc lungimile celorlaltor două laturi. În rezolvarea problemei se utilizează variabila în care se citește de la tastatură lungimea ipotenuzei triunghiului ABC. Lungimea catetei AC va fi egală cu valoarea acestei variabile împărțită la 2, iar lungimea laturii BC se calculează cu ajutorul teoremei lui Pitagora. În codul prezentat se utilizează variabilele AC, BC, AB și P. În variabila P se va calcula perimetrul triunghiului dreptunghic ABC. Cu ajutorul comenzii input se citește de la tastatură o valoare în variabila reală AB. Variabila AB corespunde ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC. Latura opusă unghiului de 30 de grade în triunghiul dreptunghic va avea lungimea egală cu jumătate din ipotenuza AB. În variabila BC se calculează cu ajutorul teoremei lui Pitagora lungimea laturii BC. În variabila P se calculează suma valorilor variabilelor AB, AC și BC. Aceasta va fi afișată cu ajutorul comenzii print. La execuția codului, dacă de la tastatură se citește valoarea 5, reprezentând lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic dat, atunci valoarea calculată și afișată de program pentru perimetrul triunghiului va fi egală cu 11,8301 și multe alte zecimale. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care calculează și afișează lungimea segmentului care unește vârful corespunzător unghiului drept din triunghiul dreptunghic ABC cu centrul de greutate al triunghiului ABC, știind că de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv care reprezintă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC. Ne reamintim că centrul de greutate G al triunghiului dreptunghic ABC este situat la 2/3 de vârful B. Lungimea segmentului BM este ca valoare egală cu jumătate din ipotenuza AC. În codul prezentat se utilizează variabilele AC, BM și BG. În variabila AC se citește valoarea reală strict pozitivă corespunzătoare lungimii ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC. În variabila BM se calculează lungimea segmentului BM, iar în variabila BG se calculează distanța de la vârful B la centrul de greutate G în triunghiul dreptunghic ABC. Valoarea variabilei BG va fi afișată pe ecran
precedată de un mesaj informativ cu ajutorul comenzii print. La execuția codului se observă că, dacă de la tastatură se citește valoarea 6 ca fiind lungimea segmentului AC, atunci pe ecran se va afișa valoarea 2 reprezentând lungimea segmentului BG. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare Python care calculează și afișează lungimea segmentului MN, ce reprezintă linia mijlocie a triunghiului oarecare ABC. Știind că de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv care reprezintă lungimea laturii triunghiului ABC, paralelă cu linia mijlocie a sa MN. De exemplu, dacă lungimea laturii BC este 17, atunci, în urma execuției programului pe ecran, se afișează valoarea 8,5. În codul prezentat se citește de la tastatură cu ajutorul comenzii input o valoare strict pozitivă în variabila BC. În variabila MN se calculează lungimea liniei mijlocii din triunghiul ABC ca fiind jumătate din lungimea segmentului BC. Această valoare va fi afișată pe ecran cu ajutorul comenzii print. La execuția codului, dacă de la tastatură se citește valoarea 17, reprezentând lungimea segmentului BC, se observă că valoarea afișată pentru lungimea segmentului MN este 8,5. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care calculează și afișează lungimea segmentului MN, ce reprezintă linia mijlocie a unui trapez oarecare ABCD, știind că de la tastatură se citesc două numere reale strict pozitive care reprezintă lungimile laturilor paralele AB și CD corespunzătoare trapezului ABCD. De exemplu, dacă lungimea laturii AB este 5 și lungimea laturii CD este 10, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 7,5. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți utiliza instrucțiunile limbajului Python pentru a calcula și afișa valori corespunzătoare elementelor de bază întâlnite la figurile geometrice studiate la matematică.